Și-au prezentat vârsta cu mândrie la un marș al generațiilor, după care au dansat cu foc la fel ca în tinerețe. Așa au marcat bunicii și bunicile ziua persoanelor în etate, organizată de primăria satului Rădulenii Vechi, Raionul Florești. La Rădulenii Vechi avem deschisă cantina socială, care are menirea să-i susțină pe cei defavorizați, pe cei lăsați în soartă, fără sprijin. Sărbătoarea asta este a 5-a ediție de când o petrecem în acest stil, dar vrem ca să fim înconjurați de cât mai mulți bătrâni și chiar de cei mai puternici. De aceea aici ei vin, își fac un schimb de experiență, se împrietenesc între dâși. Bătrânii spun însă că își doresc un trai decent și sănătos. Se întâlnește lume de tot felul, și mai mari și mai mici. Primul raz, prima dată partiți la seara. Și am auzit că e vârsta a treia, dar mă tem de a patra eu. Mulțumesc frumos, s-a dus la masă, ne poftim și ne noastră veniți, poftim la masa noastră. Să iubești nerodul să iubească pe tine și noi să avem întotdeauna parte de vorbele care le vorbim. Și rămâne în urma noastră, se rămâie întotdeauna pe viitor. Potrivit reprezentanților Direcției Asistență Socială, bătrânii au primit mai multe ajutoare. La ziua de astăzi, la 1 octombrie, a fost din partea Direcției Asistență Socială, de la Fondul Susținere a Populației, a fost alocat pentru 16 persoane în etate, a cât 300 de lei. Pe parcurs ne străduim ca să-i cuprindem toți pensionarii pe teritoriul satului nostru, ca alții unii să beneficieze de ajutor pentru perioada rece a anului, o parte să beneficieze în timp de o ană de zile, să beneficieze de ajutor material. Numărul bătrânilor din satul Rădulenii Vechi este de 450 de persoane, dintre care 15 pensionari sunt țintuiți la pat.